Bună seara! Mă numesc Igor, am 20 de ani și sunt student la marketing. Nu știam ce să fac în viață și m-am dus la marketing, e logic, da? Ca să înțelegeți, la mine, băieți, în grupa, au ales marketing după denumirea. Marketing, asta ce? Ceva din engleză, da? E fain. Marketing înseamnă cu ce? Cu cuvântul market? Market, asta ce? Asta este linela. Linela, asta ce? Lucrul meu viitor. Mi se potrivește foarte bine. Și la noi, la economie, toți sunt șmecheri. Toți sunt implicați în business. Acolo băieți vând țigări electronice. Alții în criptovalută. Profesorii vând note pentru examen. Toți sunt șmecheri. Da. Nu vreau să jignesc profesorii mei și să spun denumirea universității, să spun așa ca să nu vă înțelegeți. Eu învăț la UNISNM, Universitatea nu de stat, nu din Moldova. Da. Toți sunt șmecheri și îmi plac acolo, că ne dă sfaturi, da? Un profesor așa și ne-a zis la lecție. Băi, băieți, din propria mea experiență, nu vă recomand să cumpărați Bitcoin de la 3 din nou. Nu lucrează! Nu lucrează! Și am avut alte așteptări despre universitatea. Credeam că viața studențească o să fie ca din serialul Univer. Că o să fie fetele lângă mine, alcool, cluburi în fiecare zi. Nu, numai lucru comun a fost că cineva a furat cârnați și iurte din frigiderul meu. Dar asta eu trăiesc acasă cu familia, nu în cămin. Și universitatea nu este cea mai mare problemă la mine. Uitați-vă la mine, am 20 de ani și la mine la 20 de ani a găsit prostatita. La 20 de ani. Și tatăl meu, medic, a fost la prietenul lui urolog, un bărbat straniu în vârstă, cu măsteață ca Iacubovici. A fost foarte frică. Am intrat în cabinetul lui, am dat pantalonii jos și el de mult timp privea la coaiele mele așa. Și simplu m-a lovit la coaie. Am rămas uimit. Credeam că el ar zice crutite baraban sau... sau... Poate tata, înainte de venirea mea, i-a zis: băi, el acasă nu spală veselă, tu trage una în coaie pentru proflexie și gata. Voi râdeți, dar eu am făcut tratament. Am băut pastile, antibiotici, lumânări în curul meu. Vremele grele pentru curul meu, înțelegeți? Și după timp, medic mi-a sunat și zice: alo, salut Igor. Ascultă, eu am încurcat ceva, tu n-ai prostatit. Tu ai încurcat ceva? Și el îmi zice: tu n-ai prostatită, tu simplu ai prea mult spermă și trebuie să faci mai mult labă. Am rămas uimit. Domnul medic, încă mai mult, încă mai mult unde? Și deoarece el e prietenul lui tatăl meu, el i-a sunat și zice: alo, salut, cum e viața? Cum acolo, Igor? El faci labă? Poftim? Faci labă? Credeam că el ar zice: dar el face labă. Dar precis? Dar trimite un video, vă rog. Dar știți, ca minim am justificarea că eu pot să fac labă chiar pe strandă, undeva la stație, da? Eu-s bolnav. Am certificat de la medic. Mă licuiesc așa. Eu-s bolnav. Îmi plac milfile. Și cred că asta este normal. MILF, din engleză, asta e mom, I would like to fuck. Nu orice femeie în vârstă este MILFA. Am așa un prieten care arată la orice femeie în vârstă și zice: o, Igor, iată, MILFA, sugar mommy în gustul tău. Dar acolo stă femeie în vârstă care văd pătlăgele. Acolo nu-i deloc mom, I would like to fuck. Acolo e femeie, tu stă la zeamă și găluși care ia mea gătit. Asta e, da.
Care e sugar, mami? De la sugar ea are numai zahăr ridicat și diabet. Asta, da. Apropo, voi știți că la noi, Moldova, este cea mai populară categorie în porno, e MILF. Aplaudați cine măcar o dată a privit la așa un video cu MILF? Da. Cu mâinile voastre ați făcut statistică, da? Anume, cu mâinile noastre, da? Cea mai populară categorie în Moldova în porno e MILF. Amu, e clar de ce noi am ales pe Maia Sandu. Deși seamănă mai mult cu MILF-a e Dodon, da? Cel puțin din aspectul fizic, da? Am în vedere țâții. Pentru comparație, în Rusia este cea mai populară categorie în porno este hentai. Hentai, asta porno cu fetele desenate. Deci, imaginate. V-ați dat seama că la rușii toate cele mai plăcute lucruri sunt imaginate? Hentai, McDonald's, libertatea cuvântului, toate sunt imaginații. Și cum v-ați dat seama, pentru mine un pic e greu să vorbesc în română. Și asta e trist. Eu nu știu unde este patria mea. Eu nu știu cine eu sunt. Eu vorbesc în rusă, una mea bunică din Ucraina, alta din Rusia, dar eu sunt moldovean. Știți, eu ca Nescafe 3 în 1. Toate trei componente în mine, cafea, zahăr și lapte, da, la gusturi cum e rahat. Și eu cred că eu am ales rudele nepotrivite. Din cauza că rudele mele din Ucraina am o fug de la război, rudele mele din Rusia am o fug de la regimul lui Putin. Rudele mele din Moldova fug după vaca care a intrat în pupușoi. Dar eu fug de pe scenă, îmi iau rămas bun și vă doresc o seară plăcută.